Un bărbat de 63 de ani din localitatea Negomir, Gorj, este cercetat de polițiști pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o fetiță de 13 ani. Copila este acum însărcinată în 20 de săptămâni. Totul a ieșit la iveală când bunica a mers cu tânăra la un control la medicul de familie. Acesta a descoperit sarcina și a anunțat autoritățile. Să mai ducea că are fata în clasă cu ea. Sunt colege. Colege și să ducea, mai făcea lecțiile, mai venea și a planul și cine să gândea. Nu bănuiați așa ceva? Nu, păi cine? Păi dar ne gândeam la treaba asta, că el are vreo 62 sau 63 de ani. Ați păcălit-o pe fata? Ați lăsat-o gravidă? Nu am păcălit pe ei. Cazul este cercetat acum și de polițiști. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor, după ce o minoră în vârstă de 13 ani din comuna Negomir ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu un bărbat de 63 de ani din aceeași localitate. Părinții tinerei sunt despărțiți, iar minora locuia cu bunica din partea tatălui, care acum este plecat în străinătate. I s-a oferit suport psihologic pe perioada audierii, se va oferi în continuare. Va fi preluată de către DGSPC Gorj și internată într-un centru maternal pentru a fi la fel ocrotită, atât ea cât și copilașul care urmează să se nască. Copila mai are două surori de 9 și 11 ani și acestea vor putea ajunge în grija statului.